dragii mei! Astăzi vă voi prezenta o floare pe care eu am realizat-o din mai multe petale. După cum vedeți, am făcut deja 4 petale și alături de voi, astăzi, voi face încă o petală, fiindcă am considerat eu că dacă o formez din 5, va fi numai bine, se așează numai bine. Eu la urmă o voi monta, vă voi arăta cum și eu personal o să o folosesc într-un ghiveci. Vom folosi să avem spor. Vom folosi acest fir de bumbac, 100% bumbac, degradé. Uitați, asta este eticheta de la bumbacul meu. O croșetă de 1,5, un fir de plastic ca să formez conturul la floare și să-i dau formă, un clește, o foarfecă, stamine pe care le voi pune în mijloc, pe care eu le-am cumpărat după internet de la Creative Shop, și o bandă izoler să fac codița la floare. Și vom începe astfel. Voi forma primul ochi. Trag și croșetez 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mă voi întoarce, nu voi introduce în primul, ci în al doilea și voi face 6 piciorușe scurte. 1, bag în fiecare ochi de lanț. Scot prin 2 și formez un picioruș scurt. Introduc în următorul un picioruș scurt, în următorul un picioruș scurt, în următorul un picioruș scurt și în ultimul voi forma cel de-al 6-lea picioruș scurt. Așa arată primul rând al acestei petale. Voi face un ochi de lanț și în același ochi voi mai face încă un picioruș scurt să pot începe petala. Voi face un picioruș dublu, deci nu aici, și în următorul ochi voi face 2 piciorușe duble în același ochi. 1, dau după croșetă jeteu, bag în același spațiu, scot prin 2 și iarăși prin 2. Deci am 2 piciorușe duble. Acum vor face în următorul 2 piciorușe triple. Bag în următorul spațiu și scot prin 2, prin 2 și iar prin 2. Dau de 2 ori după croșetă, bag în același spațiu, scot, am 4 fire pe croșetă și scot 2, prin 2, iar prin 2 și iar prin 2. Vom continua în următorul spațiu tot cu 2 piciorușe triple și bag, scot prin 2, iar prin 2 și iar prin 2. Dau de 2 ori după croșetă, bag în același spațiu, scot prin 2, prin 2 și iar prin 2. În următorul spațiu, deci, am făcut 2 piciorușe duble.
două piciorușe triple, două piciorușe triple. Acum voi face iarăși două piciorușe triple, deci am trei grupe de două piciorușe triple. În următorul spațiu, prin două, prin două și iar prin două. Dau de două ori după croșetă, prin două, prin două și iar prin două. În următorul spațiu fac trei piciorușe triple. În următorul spațiu, aici, uitați, aici. Așa, este subțirica ața, e un pic mai îngălos, dar iese ceva super. Da? Deci acum vom face 3 piciorușe triple în același ochi. Dăm de două ori după croșetă și așa. Deci revin, fac în primul ochi 2 piciorușe duble, în al doilea 2 piciorușe triple, 2 piciorușe triple, 2 piciorușe triple. Deci am 1, 2, 3, 4, în al cincelea spațiu 3 piciorușe triple și ajungem aici în vârf. Această ață o voi tăia, este ața de început, să nu mă mai deranjeze pe mine. Și aici în vârf, dragii mei, vom face 10 piciorușe triple în același ochi, aici în vârf. Mă scuzați, am ieșit din cadru. Deci aici în vârf, da? Aici în vârf vom face 10 piciorușe triple. Să formăm. Iese un pic mai greu, că v-am zis, e subțirel firul. Deci cu răbdare vom face aici în vârf. Da? Aici în vârf. E greu până facem primul picioruș. Dacă e subțire. Da? Uitați, am reușit. Și facem 10 piciorușe triple. Am făcut unul. Uitați că s-a format găurica mea. Vedeți unde eu voi băga. În 2. Trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, 9, 10, am reușit, uitați, așa arată jumătate din petala mea. Acum voi face simetrie. În primul ochi fac 3 piciorușe triple, 1, 2, 3, în următorul spațiu, deci dau de două ori după croșetă, voi face 2 piciorușe triple, în următorul spațiu voi face iarăși 2 piciorușe triple. În următorul spațiu 2 piciorușe triple. Așa. Haideți să ne mai uităm în urmă. Deci am făcut cele 10,
apoi 3 piciorușe triple, 2, 2, 2, deci am 3 grupe a câte 2. Și acum vom face cele 2 piciorușe duble de aici, de la început, da? 1 în același spațiu, 2, da? Vom veni aici în mijloc, uitați, în această găurică avem un picioruș scurt aici, minuscul, micuț, băgăm pe aici, da? Lângă cele 2 piciorușe duble și facem un picioruș scurt. Facem un ochi de lanț și iarăși în același spațiu băgăm și facem iarăși un picioruș scurt. Și începem rândul 2. Rândul 2. În primul ochi vom face 2 piciorușe duble. 1, dăm după croșetă, băgăm pe aici și facem 2 piciorușe duble. În următorul tot 2 piciorușe duble. 1, 2. Și vom merge acum cu piciorușe triple în fiecare ochi, câte 2 piciorușe triple. 1, dăm de 2 ori după croșetă, în același spațiu, fac al doilea ochi, al doilea picioruș triplu. Dăm de 2 ori după croșetă, în următorul spațiu, 2, 3, dau de 2 ori după croșetă, bag în același spațiu, și dragii mei, deasupra fiecărui picioruș triplu, eu voi face câte 2 piciorușe triple, ca să sporim și să fie amplă petala mea la floricică. Va ieși foarte spectaculoasă la final, după cum ați văzut. Este într-adevăr, deci este firul mai subțire, croșeta mai mică, într-adevăr este mai migălos, dar aceste lucruri după mine ies și spectaculoase. Și așa voi continua până la finalul rândului. Da? Uitați, așa vine deja. Petala mea va prinde volum, ca să zic așa, va fi amplă. Ne vom întâlni la finalul rândului. Spor să aveți! Și am revenit. Sunt la finalul rândului. Am terminat grupele de câte 2 de piciorușe triple în fiecare ochi. Uitați, petala noastră. În ultimul ochi voi face 2 piciorușe duble. Scot prin 2 și iar prin 2, dau după croșetă, bag în același loc. Și fac ultimele piciorușe duble, ca să fie simetrie. Aici, unde am avut, la sfârșitul celuilalt rând, am avut un picioruș scurt, un ochi de lanț și un picioruș scurt. Aici, în mijloc, voi introduce, da? Deci uitați aici, voi introduce croșeta și voi face la fel, un picioruș scurt, un ochi de lanț și în același ochi încă un picioruș scurt. Și acum vom face conturul la floare cu acest fir
de plastic. Eu galben l-am găsit la piață. Voi poziționa firul. Da? Așa. Așa voi poziționa firul, vedeți? Firul meu de ață e pe sub acest fir de plastic. Fac un prim ochi de lanț ca să prind și în fiecare ochi de lanț eu voi face câte două piciorușe scurte, fiindcă vreau să se acopere acest fir foarte bine, dat fiindcă este galben și vreau să-l acopăr bine cu ață, dragii mei, ca să vină frumos. Deci în fiecare ochi fac câte două piciorușe scurte. Uitați, în următorul picioruș scurt și tot așa. În următorul picioruș scurt. Deci în fiecare am făcut câte două piciorușe scurte. Vedeți ce frumos îmbracă. Și tot așa voi face tot rândul, voi îmbrăca. Ne vom vedea. Bineînțeles, la finalul rândului să încheiem această petală. Spor! Am revenit. După cum vedeți, am îmbrăcat toată petala, da? Cu acest fir. Eu unesc aceste două fire. Uitați, le împing. Le împing. Și uitați cum se curbează petala mea. Ăsta este secretul, da? Eu așez frumos și împing pe fir. Da? Aici am eu ochiul meu de lanț. Haide. Țin. Deci mai împing un pic să fie întins așa frumos. Uitați așa. Țin de aceste două fire și bag pe sub ele și îmbrac un pic și aceste două fire cu piciorușe scurte. Da? Bag pe dedesubt, scot și fac piciorușe scurte. Bag pe dedesubt, scot și trag prin cele două fire. Bag pe dedesubt. Eu am îmbrăcat aceste două fire. În momentul când montăm, mai fac o buclă, trag și tai. În momentul când montăm floarea, să nu se vadă acest fir de plastic. O aranjăm frumos și acum, dragii mei, luăm fiecare petală și așezăm. Eu aici am strâns cu un pic de sârmă aceste stamine. Da? Le dau în două, uitați așa, și le pun în mijloc. Da? Deci le pun aici în mijloc cu sârmuliță. Uitați așa. Da? Pun. Nu. O pun pe asta albă. Lângă asta roșie. Uitați așa. Și iar așa. Eh, ca să nu se vadă sârmulița asta verde la stamine, eu am să trag mai în jos. Ca să le mai oricum vin frumos. Așa. Aranjăm din mâini, fetelor. Uitați așa. Ia uitați. Ce frumos vine. Mai împing. Împing de aceste fire ca ele să devină mai ample. Da? Și astfel s-a format floricica mea. Da? Așa. Și acum o bandă izoler eu voi prinde
dedesubt, frumos, cu grijă, îi prinde tot. Cu grijă, cu grijă, cu grijă, uitați, și așa până jos, da? Și astfel s-a format floarea mea, pe care eu o voi folosi într-un ghiveci. Uitați! Sper că v-a plăcut și că o veți lucra alături de mine. Vă mulțumesc mult că v-ați uitat la acest tutorial. Dacă doriți, vă puteți abona la canalul meu. Eu vă doresc spor la treabă! Multă sănătate!